Situată la doar 17 km de Târgu Jiu, Comuna Dănești a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1407, într-un hrisov dat de Radu Șerban Basarab lui Dumitru Dumitrescu din Târgu Jiu. Mai mult ca sigur însă, așezarea a existat cu mult înainte, chiar în vremea stăpânirii romane peste Dacia, dovadă fiind importanta descoperire arheologică făcută de profesorul Ion Ciocăzeanu în anul 1969. Din unele cercetări sumare făcute, ar fi existat în așa zisul deal al jidovilor unele urme ale animalelor preistorice. Din păcate, n-am putut să obțin un antropolog, un specialist în cercetarea acestor urme, ca să putem elucida soarta și existența lor pe aceste meleaguri. În 1969 am avut prilejul de a face una din marile descoperiri, consider eu și nu numai eu, ci a tuturor care s-au ocupat de acest lucru, pe teritoriul Comunei Dănești. În punctul numit Barza Bădești am descoperit un tezaur roman în valoare de peste 2000 de monede de argint, a cărei valoare este cu atât mai mare cu cât nici măcar două monede din acest tezaur nu sunt de același fel. Alături de aceste monede au existat și monede ale localnicilor, monede dacice, care pe vremea aceea se băteau din bronz, datorită acțiunii atmosferii chimice a agenților atmosferici, acestea s-au pierdut. Au rămas însă urme vizibile de existența monedelor de cupru în acest tezaur. Ceea ce m-a condus la concluzia că, alături de acest tezaur, după unii specialiști și cercetători care l-au cercetat, este unul din cele mai mari tezaure din afara Imperiului Roman și poate chiar din Imperiul Roman prin numărul mare de monede care s-a găsit în același loc, m-a făcut să cred că a existat o colaborare între cel care a colecționat sau a depozitat acest important tezaur roman și oficialitățile dacice. Tezaurul se înscrie pe o perioadă de aproape 300 de ani. Context, ce v-a dus la intuiția aceasta de a săpa într-un anumit loc? În punctul Barza Bădești, din bătrâni se vorbea despre existența unor ziduri foarte enigmatice. Acolo a început și o exploatare de materiale de construcție. Din acele ziduri vechi? Absolut. Când s-a dovedit că sunt ziduri vechi, a fost lovită o amforă în care se găsea depozitat acest tezaur. Nu s-au răspândit la început decât câteva monede. Am aflat de existența lor, m-am deplasat personal acolo și am descoperit amfora cu monede sparte, așa cum am precizat, e vorba de peste 2000 de monede care au fost depozitate. Existența acestui tezaur dovedește, în primul rând, importanța economică și, de ce nu, și financiară a acestei zone în timpul ocupației romane sau chiar după. Acest tezaur a fost depozitat aici tocmai datorită rolului pe care l-au jucat legiunile romane în calea rutieră de pe Valea Jiului, care lega sudul Olteniei de cetatea Sarmisegetuza Regia. Probabil că cel care a adus aici avea intenții foarte serioase sau avea legături foarte puternice între localnicii care își depusese unele monede de cupru în acest tezaur
și oficialitățile romane, fie ele de la San Vicentuza, fie cele de la Roma sau din altă provincie din Imperiul Roman. Cele 11 sate ale comunei sunt împrăștiate pe o suprafață de aproape 8.000 de hectare, unele pe un teren aflat la contactul lungii netede cu dealul, altele pe terasele înalte ale dealurilor subcarpatice. După anul 1400, aproape toate satele comunei se regăsesc menționate în diferite documente. Actuala împărțire administrativă, actuala configurație a comunei Dănești are la origini, înainte de 1968, de legea împărțirii teritoriale administrative, cât și după 68, un număr de foste alte trei comune. Inițial a fost vorba de fosta comună Brătuia cu cele patru sate, Mărfulești, Țârculești, Brătuia și Trocani, de fosta comună Dănești cu satele Botorogi, Văcarea, Dănești și Bucureasa, și de fosta comună Șasa, cu satele Șasa, Ungureni și Barza. Pădurile ocupă peste 1500 de hectare din suprafața comunei. Cu zeci de ani în urmă, chiar în prima jumătate a secolului, aici se organizau excelente partide de vânătoare, nelipsit fiind celebrul doctor Nicolae Haznaș. Pentru a ușura pătrunderea în inima pădurii, acesta a trasat pe cheltuiala sa un drum ce-i poartă numele. Pădurea din satul Botorogi este menționată în Flora României printr-un element deosebit, laleaua pestriță, monument al naturii. Deși în pericol de a dispărea, aceasta continuă să fie valorificată primăvara la colțurile străzilor din Târgu Jiu. Pentru generațiile viitoare, s-ar putea ca această floare să nu mai existe decât în atlasurile botanice. După cum spun localnicii, în Brătuia primăvara vine întotdeauna mai devreme decât în celelalte sate. Ținutul Brătuiei a aparținut de-a lungul timpului moșnenilor, gospodăriile acestora neajungând însă la bunăstarea celor de sub munte. Rămânând cu gospodării personale și după 1960, țăranii din Brătuia și-au putut asigura un trai mult mai bun decât al celor din alte sate ale comunei Dănești. Dumneavoastră, aici, în Dănești, ați avut cooperativă. La Dănești a fost, dar la Brătuia nu. Deci aici, în Brătuia, n-a fost. Nu, noi n-am fost membri, n-am fost nici în tovărășie. Păi, deci mai exact și tovărășie, forma asta, ce însemna? A fost prima dată formă de tovărășie și care s-au înscris la... S-au înscris cu toată averea lor. Și cu boi, cu utilaje, cu plug, cu grapă, cu tăbălug, așa cum avea fiecare, prășitoare și alte probleme. Dumneavoastră le aveați pe ale dumneavoastră tot ce vă trebuia? Le avem, le-am avut și le-am și în momentul de față. Și ați lucrat întotdeauna pământul singur? Pământul l-am lucrat personal cu utilaje, cu boi, cu... Bun înțeles! Am dat înainte vreme pentru achitarea douăzeci de război, 21 de ani. Deci ați plătit statului? 21 de ani am dat daune de război făcute de pe tipul hitleriștilor, păi legionarilor. Da, se lua de la oameni? Eu am dat așa anual, 800 de kilograme pe an, griu, 900 de kilograme boabe, porumb, pieștuleții dam, dar dam dublu, dublu. În urmă, când ne-am achitat de daunele făcute de hitleriști pentru sovietici, fiindcă dacă într-adevăr era timpul că să nu treacă ministru, poate nu plăteam daunele de război. Dar datorită lui Adolf Hitler, care îl interdita un corp de armată lui Ion Antonescu, ce-au zis? Mergem înainte. I-a dat un corp de armată pe timpul ăla numai de ofițeri. Și germani. Ceilalți oameni care s-au întovărășit au plătit și ei daune dintre astea de război? Înainte de întovărășire am plătit. Când s-a achitat, a intrat în întovărășiri,
la CAP-uri și alte probleme de astea. Și de aici oamenii în general deci nu prea s-au înscris. Nu s-a înscris nimeni la colectiv. A vrut să facă colectiv, dar se înscriau numai care avea avere puțină. Noi care am trecut la mijlocaș, noi am suportat și greutățile și daunele de război făcute de Hitler. Și ați avut pământ mult? Am avut 7 hectare 65 de ani. 7 hectare 65 de ani. Și pădure ați avut ceva? Pădurea, eu am exploatat pădure până în 1947-48. În 47-48 s-a preluat de câte stat din mâinile țăranului pădurea. Acum suntem în o perioadă cam... Putea să o primiți înapoi. Acum dacă o... Am făcut un... O cerere. O cerere tip și... Și aici oamenii în Brătuia cam cu ce s-au ocupat? Cu agricultura. Deci fiecare avea... Avea proprietate. Da. Proprietate. Da. Și cam ce se cultivă pe aici în zonă? Grâu, porumb, ovăz. Și cum le comercializați? Unde le vindeți? Păi ce face omul, că la noi e de o fertilitate slabă de pământ, e categoria 5-a. Foarte puține produse, dacă n-ai bălegat de grajd, așa cum am și aici la mine, sau bui ca să ții bui ca să facă bălegar, nu ai rezultate așa cum ar trebui. Până în 1962, oamenii au muncit pe principiul gospodăriei individuale. Puțini sunt din cei care aveau suprafețe foarte mari de pământ. În general, erau oameni harnici, muncitori și cu o gospodărie mijlocie, privind suprafața de teren. Exact cât puteau să lucreze ei cu forțe proprii. Da. Dispuneau de foarte puține mijloace de moderne de prelucrare a pământului. În general, datorită probabil și reliefului, păstoritul a deținut principala ocupație. De unde avem și un sat denumit Ungurei. Acesta datează, după toate probabilitățile, de dinainte de 1800. Ocupațiile sătenilor au fost legate de pășunile de pe dealurile din jur, de apropierea pădurii și de sărăcia solului. Lucrul pământului nu le-a adus niciodată un venit prea mare, singurul câștig obținându-l mai mult din creșterea vitelor. An la rând, locuitorii din Dănești au aprovizionat cu lapte o parte din populația Târgu Jiului. Frontul primului război mondial a ajuns și în văile din Brătuia și Trocani. După trecerea Pârjolului, au rămas pantele dealurilor acoperite de sângele și trupurile soldaților germani și români, aceștia din urmă mult mai puțin decât inamicii lor. Sfârșitul a fost pentru toți o groapă comună. Pe acele locuri, sătenii au ridicat mai târziu monumente care să amintească vâltoarea evenimentelor. În satele comunei Dănești, apa este un lichid foarte prețios. Chiar dacă soarele unei primăveri timpurii a dat drumul apei care mustește sub pași, vara regiunea este arsă de secetă. Oamenii și animalele lor trebuie să coboare în fundul văilor pentru a putea găsi lichidul vital. Fântânile nu dau apă decât la 180 de metri adâncime. Aproape de firul apei au fost construite și bisericile. Vechi, ca și așezările acestea, lăcașurile de rugăciune au fost mutate sau refăcute după cum a hotărât obștea satului. Una dintre biserici, mutată din locul în care s-a aflat inițial, construită numai din lemn, are însemnat pe fiecare bârnă un număr de triunghiuri ce stabilește poziția lemnului în construcție. De multe ori, biserica era și un loc de apărare împotriva năvălitorilor. Se spune că sătenii au hotărât mutarea bisericii aflată pe un deal atunci când un vânt puternic i-a răsturnat acoperișul. Până de curând, biserica a adăpostit valoroase icoane și obiecte de cult ce au fost predate Muzeului Județean pentru a le asigura protecția. Pe latura din dreapta se află o bârnă numită Bârna Judecății.
În zilele de sărbătoare, aici se adunau bătrânii satului și hotărau împărțirea pământului. Mai multe biserici s-au făcut pe timpul meu. Șa din deal e coperită de mine, cu tablă. A din vale, idem. A din vale am fost la încheiatul bisericii. Am participat la renovarea din nou acum la biserica din deal, care o vedea-o dumneavoastră. Bogați sau săraci, la sărbători locuitorii din Dănești se adunau la hora satului să-și înveselească sufletul, iar atunci când printre ei a venit chiar învățătorul satului, l-a urmat fără rezerve. Ca la orice sat este, Doamne, le place duminică să se mai și înveselească, să cânte, să joace, numai cu fluierul cum era pe timpul, era în o copil dămnească, fluierul era. Și s-a venit să mai modernizeze. Sigur, am început cu un acordeon, că eu, dacă eu, pe gând normal, mă pricep la tot instrumentul. Iată că am și acolo un instrument de muzică, pe telegă. Deci, m-am avut și acordeon mare, cu vreo de vreo, și atunci părintea a venit la mine că să-i învăț și pe ei. Nu o să mă cântă numai cu fluieră, nu? Hai să-i învăț, bineînțeles, la clasă 5-8. Treceam în satul celălalt și au venit mulți, fete, băieți. Până la urmă ați făcut o formație. Am făcut o formație la primul concurs. Sigur că n-am ieșit pe loc cu fruntaș, dar tot așa mi-a ieșit bine. Și atunci, de la viețeală cum era atunci, mi-au dat vocici și acordeoane bune, mari. Mi-a dat fluiere, mi-a dat mandoline, mi-a dat diferite instrumente muzicale. Și a făcut o formație mai de stradă normal, mai bună. Și formă am pregătit-o bine și la un nou concurs, pe loc întâi a ieșit Casa Pionerilor, era și normal cum era atunci, era de Târgu Jiu, era normal, la orașul. A ieșit pe locul 2 sadă și pe locul 3 noi și apoi alte celelalte 37 de echipe au urmat după noi. Eu am venit aici în 54, sunt născut la Bălănești, dar am fost 5 frați, nu am fost singur. Părinții mei au fost tot învățători. Și fiind bogați, avea vreo 30 de hectare de teren arabil, avea vreo 5 hectare de pădure, avea moara de la Bărănești, a fost nu numai mamei, dar și lui frate, în sfârșit. Și fiind chiabur, fiu de chiabur, m-au scos afară de sat, deși am funcționat acolo ca profesor de fizică și la Bărănești și la Glodeni. Am elev care sunt profesor în Târgu Jiu, da. Și am venit aici, ce să fac? A spus, dacă îți convine, te duci la Brătuia, dacă nu, nu te lasă nicăieri, pentru că Brătuia pe vremea aceea era considerată Siberia Călăruși, știi? Aceea, era un loc de exil. Un loc de exil, exact, că nimeni nu vrea să vină aici. Aici totuși v-ați stabilit până la urmă. Am dat zic că trebuia să mă stabilesc, neva, nu? Anii treceau și eu am avut noroc că am găsit un învățător, un refugiat, unul Medinski, care m-a ajutat foarte mult. De altfel m-a ținut o lună de zile cu casă, cu masă, până mă... Era un om bun. Ceva frumos la școală. Toată școala a fost plină. Deci în sălile de clasă le puneați asta? De clasă și în cancelare, mai ales în cancelare. Acum aveam lucruri și de valoare mare. A fost lucruri mănunte din acestea, care unele, să știți, nu știu dacă e nevoie, dar... A fost frate. Și până la urmă ce s-a întâmplat cu această colecție? Ei, văzând că vrea să facă un muzeu pe comună, la centru acolo, și prin formațiile mele cu alți colegi, ai grijă că să le ia și vrea să și le atribuie altă și munca ta sau ea altă. Și m-am dus la muzeu la doamna Udrește, ea era directora muzeului. Adică și știți, e personală mă. Doamne, uite, așa a venit la mine, s-a uitat de pe aia, lucrul face de valoare mare aici și într-un fel nu le pune ține că să, cu timp sunt atacate de bacterii, de ce știu, de fete, am o șarme, am avut mai multe fete. Vă spuse din toate domnule. Care erau piesele cele mai de valoare, după cum a spus Dânsa? Cele mai valoare au fost costume. Costume populare. Și mai ales am avut niște catrințe, cum erați pe timpul, știți, țesute pe roșu, care nu mai există acum.
Cred că sunt unițele care le mare muzeul Gojiu. Tradiția locală menționează, pe lângă creșterea animalelor, și priceperea sătenilor în împodobirea porților și pridvoarelor de lemn. Deși mai puțin răspândit și părând la un moment dat că se pierde, acest meșteșug a revenit în actualitate prin pasiunea câtorva localnici. Ce făceau însă, în urmă cu 30-40 de ani, copiii din Dănești? Pentru mulți dintre ei, viitorul era idoma cu al părinților lor. În 1960 am fost numit profesor director coordonator în comuna Dănești. Școala la care am venit era școala Dănești Sat, școală cu 7 clase. Avea 2 săli de clase, în care una avea o catedră formată din pari de lemn bătuți în pământ. Nu se putea vorbi de niciun fel de material didactic și persista mai mult o atmosferă de lucru cu elevii destul de dificitară. Veneau elevii în general la școală în vremea aceea? Aveam foarte mulți neșcolarizați. Multe din familii, chiar de oameni, gospodari buni ai satului, avea rețineri privind venirea copiilor la școală. Am avut ajutorul inspectoratului școlar în mod deosebit, pentru a trebui să-mi formez în primul rând un colectiv de cadre didactice care să lupte de la început pentru a pune învățământul din comuna Dănești pe noi temelii. Dintre fiii satului, există câțiva despre care profesorul ne vorbește cu mândrie. De la școala noastră au plecat oameni de o deosebită valoare. Medici, profesori, ingineri, ofițeri superiori. Ba mai mult, putem spune că pe plan mondial avem unul din foștii noștri elevi și, să nu fiu acuzat de modestie, fostul meu elev este pictor de talie mondială, un reprezentant al expresionismului modern. Unde locuiește el acum? Unde trăiește? În Germania, în Köln, și are expoziții în cele mai mari orașe ale lumii. Ne-a făcut cinstea să ne viziteze și să ne aducă mulțumirile sale pentru felul în care s-a format la această școală. Aflându-se în apropierea a 3 centre industriale, Târgu Jiu, Târgu Cărbunești și Țicleni, locuitorii din Dănești s-au îndreptat cu precădere spre acestea. Pentru comuna Dănești a fost o șansă sau nu această învecinare? Cu toate că, din punct de vedere al întinderii, este o suprafață considerabilă pentru o singură comună, cu toate acestea, numărul de locuitori nu este corespunzător densității pe această suprafață. Asta se explică prin faptul că toate cele 11 sate componente ale comunei Dănești, de-a lungul timpului și în special până la Revoluție, majoritatea forței de muncă, forța tânără, a fost atrasă de către centrele industriale din împrejurim sau chiar și din altă parte, cum ar fi pentru satele din partea de jos, de spre lung ale comunei Târgu Jiu, cu împrejurimele și bazinul minier, iar pentru satele din fosta comună Brătuia, în special, s-au ocupat cu, au lucrat ca muncitori în bazinul petrolier de la Țicleni. Din punct de vedere al situației economice al fiecărei familii, a fost la vremea respectivă un avantaj, un câștig, pentru că în fiecare
gospodărie, exista un salariat, cel puțin, dacă nu mai mulți, dar lucrul acesta s-a materializat prin refacerea unor gospodării într-o construcție cu utilități mai moderne, mai, cu condiții mai civilizate, dar lucrul acesta n-a însemnat, din păcate spuneam, pentru comună un mare câștig. Și paradoxal, cu subsemnul întrebării pentru oamenii localității, o constituie și faptul că municipiul Târgu Jiu a construit unități economice, cum ar fi Avicola de la Botoș, parcuri de petrol Botoroș și Bucureasa, dar efectele traiului civilizat, mă refer la modernizarea drumurilor, la utilități de alimentare cu gaze, cu apă, acestea au fost mereu întârziate și, din păcate, și în prezent nu putem spune că aceste necazuri ale localității și ale oamenilor s-au rezolvat. Se fac eforturi deosebite pentru modernizarea, în primul rând, a rețelelor de drumuri, comuna fiind foarte răzlețită, deci împrăștiată fizic-geografic, normal că cuprinde o rețea de drumuri comunale și județene de peste 70 de kilometri. După ce viceprimarul Grigore Holdon ne-a fost ghid prin toate locurile pitorești ale comunei, manifestându-și și speranța că poate, într-un viitor apropiat, pădurile din Dănești vor deveni chiar punct de atracție turistică, primarul comunei ne-a împărtășit câteva planuri de viitor. Zilele trecute am reușit împreună cu primăria municipiului Târgu Jiu, cu sprijinul acordat de Consiliul Județean și de Prefectura Târgului Jiu, Gorjului, să statuăm obiectivele de bază ale acestei fundații. Este vorba de fundația Copiii Eleanor din Bristol, care de acum încolo va avea ca activitate principală în România, deci ca centru, orașul Târgu Jiu, și care va desfășura prin filialele sale teritoriale de la Petroșani, Onești și chiar la Dănești. Ne gândim să înființăm și să consolidăm o filială teritorială, pentru faptul că acest plus de caritate are intenții serioase, după cum ne-a demonstrat-o, și gânduri de a sprijini și de a contribui la stabilizarea unor fenomene sociale chiar și în localitatea noastră. Mă refer la sprijinirea copiilor din familiile sărace, din familiile cu mulți copii. Mă refer la stimularea acestora la învățătură, elemente dotate spre învățătură, construcții de dispensare, grădinițe pentru acest tip de copii, la Târgu Jiu construirea unei cantine pentru copiii străzi sau copiii din mediile acestea sărace, în perspectivă construirea unui bloc de locuințe, vreo 25 de garsoniere pentru familii tinere provenite tot din aceste medii și care în jurul acestei construcții să li se creeze un loc de muncă prin construirea unor ferme zootehnice, unor sere de flori, toate aceste proiecte sprijinite nu numai de trustul englez cu sediul la Bristol, cât și prin proiecte care să fie susținute prin Uniunea Europeană, prin programele FARE. Legate sau nu de ocupațiile tradiționale, toate aceste noi locuri de muncă vor însemna pentru sătenii din Dănești un motiv în plus pentru a nu-și părăsi locurile natale.